Bă, Ștefane, bă, mi-ai explicat și mie, te rog, de cine a chemat Crisnel la el acasă, gen? Adică, ce sens are? Care e scopul pentru care ne-a chemat? Cred că vreau să ne-a 5-a oară care casă de Halloween. Da, cred că exact, doamne, deci ne-a arătat de 1000 de ore. Eu chiar m-am plictisit, frate, gen, știu că are Halloween acolo în tema lui, dar ce mă interesează pe mine, adică, serios? Parcă vezi că de Halloween o să aibă casă așa. Dar cum ar fi să-și o pună de Crăciun? Care casă? Crisnel, băi, alo, knock, knock, alo, knock, knock. Alo, cioc, 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 cioc. Unde-i mă ăsta? Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Mă, ce m-am speriat. Tu unde-i venit, mă? Nu v-am învățat nimeni să vă adeți la ușă, n-ai de să intrați undeva? Asta am și făcut. Exact, am bătut la ușă, băi. Da, dar n-am venit să răspund, nu v-a răspuns. Haideți, afară. Afară? Păi, nu să faci mișto de noi. Doamne, asta ne cheamă și, bă, musca are muște pe plot. Iu! Nu, dar de ce m-ai chemat, eu nu ies. Exact, de cine ai chemat, zi? De cine ai chemat? Deci, vreau să vă arăt noua mea invenție. Invenție? Care o să vă surprindă pe toți. Ce, mă? Da. Auzi la el, invenție. Ce ai, mă? Invenție. Ce ai inventat, mă? Mizerie în casă, ce ai inventat? Deci, creierul meu ăsta mare mic. Așa. Ok, mare mic. Dacă okay. Mai duc eu până acolo sus la un nord ăla. Ce, mă? Da, bine, și dacă te-ai duce. What? Stai. Ce-ai visat? Chiar ai făcut chestia asta? Ai, că poate să facă. Cum, mă, n-ai cum să faci mai așa ceva? Ai desenat un nor pe o foaie sau ce? Da, exact. Și... Doamne, auzit pe ăsta, băi, ce ai, mă? Asta ai visat acum de dimineață când te-ai trezit sau ce? Că nu te înțeleg. Da, nu, deci avem de mai mult timp în aplicare chestia. Da, cred că sincerie clar, eu nu mai stau aici. Ești invenția asta renumită. Stai puțin, stai puțin. Exact, unde e invenția aia? Uite. Mă, ce? Stai! Sticla asta mică am ia, o bucată dintr-un nor. Nu, mă, credeam că e faza, ia, aia nu e o foaie, hai. Gen. Ia, dă-ne câte ia, una, dă-mi și mie, dă-mi și mie. Bă, ce? Bine, mă, hai că-ți da, am pentru toți. Ce, mă, ți-ai pus-o? Uite. Ți-ai pus-o la curea? Da, mi-am pus-o. What? Ia că mi-am pus-o și eu. Mi-am pus și ia, eu. Uite ce bine-mi stă. Păi și ce facem? Îl punem la... Bă, Oana? Ce? Mi-am să sar de bucurie, dar... Oana? Și mă, bă, ce se întâmplă? What? Ok, putem să sărim de două ori cu chestia asta. Păi și ce era în plan? Care era scopul lui? Ce trebuia să facă? Ca nimic, să fie doar un nor într-un borcan și să fie de frumusețe, nu știu, să pune ceva. Mamă, ce tare, ia uite, yeeey! Fiți atenți, atenți, atenți! Primul la mol, primul la mol câștigă ceva... Nu, stai puțin, stai puțin. Eu, ce? Mă costă 1000 de nostru. Nu, bine, Cristine, știi cu ce poți să te ajut eu? Deci pentru această chestie o să dau această casă. Ce, mă? Da, nu-mi trebuie. Bine, este a ta acum, mulțumesc. Mă, ce, Cristina, ai o nouă casă, okay, felicitări. Ok, de răsor și tu. O nouă casă, da? Hai să mergem la bancă și scot de la ATM. Mă, la casa asta e a lui Cristinel, mă, ce? O, vezi că e forță casa lui. O, Cristinele, ai casă nouă. Mă, uite și pe aici. Mamă, băi, e tare rău, Cristinele, deci îți dai seama că asta e casa ta nouă? Da, nu cred că o să dai aici. E, ba da, o să... Păi fii atent, o să-i demolăm casa veche. Nu mai are ce să mai facă. Îți demolăm casa, îți demolăm casa. Da. De ce nu? Atunci o dăm un om al străzii, ce spui? Îi dăm la câinele aia de ți-a făcut-o. Exact, îi dăm înapoi. Hai, Cristinele, oricum eu trebuie să mă duc la ATM să-ți dăm banii. Hai, vină în coa după mine, că și Oana trebuie să scoată cu cărdulețul ei, exact, de să mergem, să scoatem bani, să-i dăm lui Cristinel, pentru că ia uitați, fraților, ce invenție. Dar pentru o chestie, amărătă. Ce s-a întâmplat? Mă, ce e aia? Oana? Ce? Băi, nu s-a dus Ștefan. Unde-i Ștefan? Bă, Cristinele, asta e și invenția ta când ai luat din ora a căzut un meteorit sau ceva? Nu, dar zici că e ou. Ou? Mă, ce? Păi, dar unde-i Ștefan exact? E, mă, oare Ștefan? Mă, ce-i bă ăsta? What? Păi nu-l spar, că e puternic rău de tot, nu vezi ce puternic e? Ai de capul meu, bă, Doamne, ce mai sper, care a sărit mă în sus așa, băi? Ok. Păi, hai la teme și după ne uităm, că vreau să-mi dau teme. Da, teme. Lasă-mă ATM-ul, că trebuie să uităm aici. Crisnel, efectiv a căzut un asteroid în jocul orașului și pe tine te interesează banii acum? Bine, ăsta este a meu, dacă nu mă mulțumesc. Ce? Cum adică? Uitați. Ștefan,
Ți se pare ceva ciudat aici sau nu? Gen, nu știu, ți se pare ceva ciudat? Da, nu diamante. Păi, deci, am zis asta așa de început. Aha, aha. Bă, lăsați, bă, mita și chestiile astea. Cum intrăm în chestia asta? Cum intrăm în ăsta? Oare e o intrare secretă pe aici? Habar n-am, Ștefane, chiar nu știu. Eu zic că Crisnel a făcut ceva, nu știu. Ia pe aici, pe jos, oare? Bă, dar nu e nimic pe aici. Cum intrăm în chestia asta? Ștefan, ce fai, mă, pe sus, pe acolo, ești nebun? Vezi să nu cazi. Ia uite, ce face, mă, Oana, sare pe ăsta? Ia, mă, că vin și eu. Nu-i nimic. Mă, ce? Bă, uite, bă, da, Ștefan, uite. A, opa. Ștefan. Cristinel, ajungi aici? Cristinel, acolo. Ia vino, să nu intru. Haide, haide. De ce, intru eu prima? Bă, prima ai împins-o pe Oana. Ce face, mă, Oana? Nu, 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 nu vrei. Nu. Ce facem acolo? Cu moară? Ia să văd și eu. Inele, ce? Oana, prostie, bă, serios? Mamă, te mărit, inel Oana. Infectat, gen. Ce să se mărite, nu vezi ce scrie pe el? Cum să fie un inel infectat? Nu există așa ceva. Ca de piatră, Cristinel. Mă, ce? Ce, bă, ce, mă, pleacă, no. Bă, eu cred că ies de aici. Mi se pare cam ciudat, sincer. Dar eu vreau un inel, Gigi. Lasă-mă, inele. Oana, Crisnel, ieși de aici. Ștefan, nu te mai juca, Ștefan. Nu vezi că e o chestie ciudată pe la noi în oraș aici și tu chiar te joci acum, ai chef de joacă? Ia blochează-mă acolo. Bă, ce face? Bă, dacă eu uite, să nu cineva. Oana, nu lua. Oana, ieși de acolo, ieși de acolo, Oana. Nu se supără nimeni. Bă, nu. Pă, ăsta de aici nu lua. Lipsește, ok, uite, pe ăsta. Ce l-a luat? Doamne, Crisnel, ia să mai spar și ăsta. Oana, nu lă... Oana, ieși de acolo. Ce îl pun pe deget? Pă, l-a pus pe... Ștefan, e vina ta! Du-te, mă, ești tu cu ea, dacă vrei să te salvezi. Poate o să moară! Și e vina ta! De ce, de la un inel? Da, logic, ai zis că e inel infectat, Ștefan, nu știi ce înseamnă infectat, cuvântul infectat? Ai uitat? Păi ce duci? Oana? Nu mă simt prea bine. Ce? Ce, mă? Ți-am zis! Care, mă? Ți-am zis! Cine a luat scările? Scările, dăm scările. Nu, eu n-am cam, dăm... n-am nicio scară. Crisnel, dăm scara. Dăm scările. N-am luat scara. Păi cine a luat cineva scările? Jos acolo. Jos acolo? Le-a pus cineva, băi. Ce se întâmplă aici? Aoleu, Doamne, ce m-am speriat. Ce, mă, ce, oh my god. Bă, s-a... A devenit. Bă. Am 300 de diamante. Oh my god, ce m-am speriat, Doamne. Bă. Ce s-a întâmplat, băieți? Nu înțeleg. Oana. Ce s-a întâmplat cu mine? Tu nu te vezi, gen? Adică, mă rog, gen, nu ai cum să te vezi. Te-ai dat masca jos. Dă-ți-mă masca jos, e un costum ăla? Ce se întâmplă? E costum de ăla, mă. Nu știu, dă-l jos, dă-l jos. Oana, stai departe de noi. Ștefan, dă-te. Crisnel, ai grijă. Da, inelul meu? Nu, dă-te, fugi, Crisnel, fugi. Eu o să vă mănânc, veniți încoace. Cum, bă? Adică, oi, de capul meu. Vină încoace, Gigi. Nu, de ce poate să sară așa? N-are voie, e interzis. Oana, lasă-mă în pace. Mulțumesc pentru experiment, Cristinel. Mă, ce? Acum pot să vă prind mai repede, să plătesc, uite, ia. Oana, ce ți s-a întâmplat? Ce, Oana, ce faci? Nu știu, am vrut un inel și se pare că acum l-am. Ok, dar gen, nu. Sincer, nu ți se pare că arăți diferit, gen? Crisnel, nu-ți mai bate joc, nu vezi că e și în Sonic, a devenit și în Sonic! Cinciunic, cine e la Cinciunic? Foame! Cinciunic. O foame! Păi du-te și mănâncă. Nu, dacă vrei, uite, mănâncă diamante, că Sonic mănâncă diamante. Oana, Sonic mănâncă diamante, te rog. El mănâncă diamante. Ba da, așa este, mănâncă diamante. Mănâncă. Băi, ce bravo, Ștef. Ce să bă... Păi, Doamne. Nu, nu-mi dai inelul, Nu îmi dai inelul. Dispare, mă, de lângă mine. Dispari. Mănâncă-l pe Crisnel, care are mai multe proteine. Lasă-mă pe mine, în pace. Crisnel. Ok. Vreau un inel. Inel, bă. Nu luați inelul. Orice, dar nu luați inelul. Bă, dar pare că am așa o energie să alerg prin tot orașul ăsta. Ce? Să alerge prin oraș? Oh my god, a nebunit. Crisnel, orice ar fi să nu iei inelul ăla, înțeles? Nu îl lua. Nu! Ce? Bine, mă, nu-l iau. Prieteni. Așa, bravo. Mamă, e aici. Nu, lasă-mă, nu mă vezi. Cristinel? Fii că e după spate, nu, e adevărat, păi Cristinel! Doamne, ce, bă, ce netot ești! Auzi la el! Oana, lasă-mă în pace! Dar, Oana, fii atentă! De ce? Te lasă în pace, dar ce-am făcut? De ce vrei să ne mănânci? Zii, de ce vrei să ne mănânci? Să ce? Să ne mănânci! Cum să vă, Jake, cum să vă mănânc, nu înțeleg? Mă, ce? Dar ce s-a întâmplat? Crisnel, nu ai auzit și tu când a zis că vrea să ne mănânci acum câteva secunde, gen? Ba da, și a zis că o să mănânci pe tine. Ok, glumiți cu mine, ok. Mă, ce are, pierde de memorie, s-a lovit la cap, mă? Ce are, mă?
A, mie convine, eu nu... A, dar mi-am adus aminte, 10.000 foame. Bă! Ajutor, ajutor! Eu cred că... De nu, bă, lasă mai copacul meu ăsta, e copacul meu! Doamne, Cristinel, unde e Ștefan? Ștefan, unde e Ștefan? Te-a scus în casa ta? Ștefan? Unde? Ștefan? Carne. Carne? Mă, ce se întâmplă? Nu, bă, Ștefane, ce faci? Unde erai? E cumva carne de om. Deci acum realizezi că e ceva grav rău de tot, nu? Da. Și Cristinel se joacă, el râde, se... Ștaci, 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 ștaci. Nu mă vedeți, nu mă vezi, nu mă vezi, nu mă vezi. Nu. Îi mănâncă, îi mănâncă gorilele. Ai de capul meu. Ce-i? Bă, de ce mă vezi? Că era bambus aici, nu trebuia să mă vadă. Ștefan, îți mănâncă gorilele. Ai încurcat-o, îți mănâncă gorilele. Îți mănâncă toate gorilele. Ba, ai de capul meu. Ok, bine, ok, o să... Cine vrea un inel? Să mă pun aici să nu mă vadă, lasă-mă mă cu inelele tale. Un joc? Ce joc să ne jucăm? Ce vrei să ne jucăm? Să prindem cât am multe inele. Nu, ia-ți inelul ăla infectat înapoi. Ia-ți-l înapoi! Ia distanță de noi! Nu, nu vreau! Bine! Oamne! O să te fac eu să vrei! Ștefane, ce putem să-i facem să o aducem la un gorile. Normal? Mă, lasă gorilele că suntem aici! Doamne! Bă, e gorila mea! Efectiv, eu sunt cel mai normal dintre toți, frate, gen... Nu putea să fie infectat Cristinel sau ceva decât Oana, pentru că ăștia doi nu sunt normali deloc, gen... Cristinel, tu realizezi cât de gravă e situația? Tu te distrezi și te joci și râzi? Serios? Ce fac, mă? Păi ce fac? Dacă de mine nu-i place, aia e. Păi, nu-i place pentru că probabil că... Bă, dar cred că e timpul să-mi schimb casa la... Că m-am plictisit de ziua de azi. Doamne, bă, lasă casa! Efectiv, Oana a devenit Sonic și vrea să ne mănânce și... Și... E fix în spate. Despre ce vorbiți? Eu am fugit. A, se preface? Oana, fii atentă, Oana. Vreau inel, dar înainte dă-i lui... Dă-i lui Ștefan. Dă-i lui Ștefan, dă-i lui Ștefan, te rog, dă-i inelul Ștefan. N-ai tupeu, nu te ține. A zis că vrea inel, a zis că vrea inel. Da, a zis că vrea, a zis că vrea. Exact. Nu, eu nu vreau, Ștefan că vrea. Deja l-ai ales, mă, pe Jakey, ce ai? Nu, îl vrea Ștefan, așa, zic că îl vrea Ștefan. Du-te și de el, du-te și de el, hai că vin și eu lângă tine. Nu, așa, așa, mersi. Ia unde-i, mă? Nu, nu ți-l mai dau. Nu, unde-i Ștefan? Da, lasă-mă. Ștefan! Da, de ce mi-l la mine? Hai, nu credeai, vină încoa. Hai, Oana, uite că ți-am adus o victimă, ia uite. Unde e, fii atent, unde? Se duce, mă. A, vină încoa, Ștefan, haide, vină, nu fugi. Pare. Haide, vină încoace, a, nu crezi, nu? Ștefan, te mai distrezi tu. Ce vrei? Hai, Ștefan, haide, intra aici, haide. Face nuntă cu Sonic. Ce nuntă, mă, cu Sonic? Doamne. Păi uite că ce face? Fii atentă, Oana, adu-i un inel că nu vrea să intre și dă-l direct, gen, dă-l direct. Du-te și adu-i unul. Că, uite ce face. Uite-l ce face, sapă aici, dă-i un inel. Dă-i un inel, că el nu crede. Ștefan, fii atent, atunci când o să fii infectat, o să vii la mine și o să spui: Jakey, nu pot să cred, ar fi trebuit să iau asta în serios. Pentru că nu e nimic în serios, trebuie să fii infectat. Ce, mă? Ce vrei? Păi dacă se infectează și el, nu o să-mi fie mai rău? Păi nu cred, nu știu, habar n-am. Bă, nu, nu-mi pasă, sincer. Vină-ncoa, uite aici. Hai, Oana, vină-ncoa. Uite, e aici afară, nu poate să iasă, că l-am blocat. Hai, dă-i. Te-ai bătut joc, mi-a dat 7, 3, 9, 105 și mi s-a pus pe mână toate. Oh my god, i-am dat drumul. Bă, nu mă bloc aici, Cristinel. Nu, dă-te. Oh my god. Fugi. Nu, stai că trebuie să-i blocăm. Nu. Să te blocăm, dispare. Așa. Fugi, Cristinel, fugi. Să blochezi prietena, ce are, mă? Prietena. A nebunii, vino cu Cristinel. Fă parcurs pe... A devenit Ștefan. Na, Ștefan, na, poftim, na. Ce faci, mă? Băi, dăm drumul. Mi-o revanșa. Nu! Cristinel! Cristinel, dăm drumul. Cristinel, dăm drumul. Nu vreau. Nu. Nu, stai, pe copac. Copacul, nu. Mai da, exact, du-mă mor, hai să uităm la un film, Sonic. Vrei să ne uităm la... Sonic, fii atent, stai. Nu, că Sonic, și doi. Înainte, nu, lasă doi. Înainte să-mi dai un inel, fii atent, ce spui să mergem să ne uităm la povestea lui Shin Sonic, strict interzis, ce zici? Ne uităm împreună toți, trei, toți patru? Eu m-am uitat mereu. Nu, hai să ne uităm, Crisnel. Nu. Am trebuit să am grijă. Ok, mamă, stai că nu pot să sar aici. Crisnel. Sper că nu ți-a dat inel. Nu. Nu o să-l pun pe deget. Lasă-mă, dăm drumul. Pune-l-mă pe deget. Lasă-mă, nu pot să trec de ăsta. Cu plușul. Nu, sunt fix în... L-am luat, nu.
O să trebuie să-l arunc, să trebuie să-l arunc. Bă, da, îmi place și mi-a revanșa. O să-l arunc. Să revanșa. Nu mai, de ce îmi spargi magazinul? Cristinel, Cristinel. Cristinel. Ultimul, adică Cristinel. Fii atent, Cristinel, ce spui să mergem și să punem toate inelele alea pe deget. Vrei? Haide, nu. Nu, că mie oricum nu mi-e cap pe deget. Că am degetul mic, știi? Fii atent. Da, o să facem unul de mărimea la gât, să ți-l pui la gât ca și cum. Vrei? Nu, da, să fie bling bling. Ăsta e așa. Stai că oricum e legat de mine. Mă duc să-i dau toate inelele. Vinon cu Cristinel. Cristinel. Ba da, ba da, ba da. Le luăm pe toate inelele infectate. Mamă, ce șmechere sunt. Și le aruncăm pe aici. Nu o să rateze 100% niciunul. Cristinel. Nu. Ba da, ba da, ba da, ba da. Nu, trebuie să vii aici, Cristinel. Vino aici. Haide, intră înăuntru. Ba da, ba da, vină mă înăuntru. Băi, cine suferit ești? Ia stai mă puțin, ia stai mă că am o idee. Ia du-te mă la o parte. Doamne, de ce n-are benzină chestia aia? Ai de capul meu. Ok, nu că am luat asta. Ia vină mă, unde se duce mă la? Păi să mergem tot dacă știi ce zic. Păi lasă că mie mi-ajunge așa, bă. Ce faci, Cristinel? Ce faci? Haide, vină după mine, vină după mine. Hai, Cristinel, vină. O să mergem aici, într-un tunel secret. Și o să stai aici, ia uite ce drăguț e. Cristinel, ce faci tu aici? Băi, băiatule, băi. Nu. Ba da, ba da, ba da. Ba nu. Ce faci, mă, s-a urcat acolo? Băi, este mă că mă duc la el și dau o bucată să-l adorm un pic. Băi, băi, ne-ai suferitule. Băi, ce faci, mă, de ce dai mine? De ce dai mine? Jos, pleacă-mă de aici. De ce să plec? Dispar, lasă-l în pace. Adică să-l las în pace? Din cauza ta am devenit așa. Din cauza mea, exact, din cauza mea ai devenit așa, trebuie să cucerim lumea. Păi da, din cauza mea, din cauza ta am devenit așa. Exact, și? Nu-mi place cum arată, oribil. Măi, Sonic, ai nebunit la cap. Noi trebuie să cucerim lumea, înțeles? Bă, trebuie să am sânge pe piept. Exact, pentru că aia e ultima ta victimă. Păi mi-ai schimbat animalul, nu-mi place, e prostie. Nu, Cristinel. Ah, perfect, ai urcat în mașină, bine, rămâi lângă mine. Cristinel, deci ești acum lângă mine. Hai, Cristinel, haide, deci tu, Cristinel, ești legat de mine și nu mai ai niciun drept de scăpare. Scăpare. Stai, Cristinel? Ce se întâmplă? Oana? Ce s-a întâmplat? Stai, Oana, de ce arăți așa? Oana? Adică? Oana? Nu înțeleg. Stai! Nu. De ce arăși eu așa? Oh my god, nu. Cristinel! Stai! Cristinel, ce se întâmplă? Cristinel! De ce erai la ăla în mașină? Nu lua inelul ăla, Cristinel, nu lua inelul! Stai! De ce? De ce am atâtea inele? De ce am atâtea inele? Nu! De ce am atâtea inele? Cristinel, ești legat de mine! Nu, te iau lângă mine, te iau după mine! Trebuie să salvăm! Cristinel, vină încoa! Nu mă, că ți-ară mințile ăla, dă-i drumul! Nu-i dau drumul, de ce să-i dau drumul? Și tu ești Sonic, pleacă de aici, nu o să am încredere în tine! Păi da, nu am încredere în tine! Eu am încredere doar în mine și în Cristinel pentru că el nu e infectat! Cristinel, vino după mine! Vino, Cristinel, vino! Păi tu ești infectat, ce faci? Dispar, lăsați-ne în pace, infectaților! Vino încoa! Cristinel, orice ar fi, nu lua inele, ok, nu lua inele! Vino încoa! Hai de capul meu! Nu! Vino încoa! Cristinel! De ce nu poți să sari? Ok, fii atent! Am o idee, o să-mi folosesc puterea. Cristinel, vino încoa. O să salvez, vino încoa. Okay, hai, dai. Ok, perfect. Acum, mamă, suntem efectiv viteză. Noi suntem definiția vitezei. Hai, Cristinel, vino încoa. O să te ascund. Nu mai râde, bă, de ei, că o să infecteze. Vino. Mamă, nu poți să alergi și la fel de repede. Nu. Ok. Păi nu mai râde de ei, că îi faci mai rău. Fii atent, ne ascundem aici. Intră înăuntru. Intră repede, vino pe aici. Vino. Pe aici, vino. Sari aici sus. Nu, nu putem sări. Nu trebuie. Nu știu cum să scăpăm de ea, nu știu cum să scăpăm. Oana, fii atentă. Du-te la prietena ta Irina, și pentru că am văzut-o în casă și te așteaptă. Dă inele. Exact. Stai, nu. Care ești, mă? Nu zboară cu el, bă! Să zbor, exact, da, să zbor! Pa, Ștefan, mulțumim de sacrificiu! Fugi, Cristinel, stai!
Ok, ia că ne luăm zborul, ok, bun, mamă, perfect, ne-am luat zborul, ok, deci acum, clar, o să putem să-l salvăm pe Crisnel. Ia stai, băi, Crisnele, termină, ia că trebuie să coborăm aici pe școală. Bun, ești bine, Crisnel, ești bine? Da, ok. Crisnel, ideea e că simt cum îmi pierd mințile, dar chestia este că, nu, nu o să devin, sunt mai puternic decât a ta, înțeles, okay, sunt mai puternic. Ok, am cred în tine, sigur, dar ai putea să-mi dai drumul din lanț? Nu o să-ți dau drumul deoarece o să te mănânc. Nu te mănânc, Crisnel, nu fugi! Da. Crisnel, doamne, bă, dar, Crisnel, nici nu știi să conduci avionul, dă-te mă jos că nu știi să conduci. Doamne, uite-l pe ăsta ce face, bă. El nu înțelege că eu vreau să-l ajut. Mă, ce s-a făcut noapte, Cristinel? S-a făcut noapte. Cum a venit ăsta lângă noi? Eu sunt, bă. Ce? Tu ești... Eu n-am încredere în ăsta, Cristinel. Tu ai încredere în el? Eu ți-am dat avionul. Eu cred că e malefic. Ștefan, mai ai vin în el? Dacă e Oana cu... Exact. Nu, nu mai vin în el. Bravo. Păi și unde e Oana? Dar cum ne revenim? Nu știu. Mamă, simt cum... Crisnel, fii atent. Ce? Tu, pentru că ai făcut invenția aia, trebuie să faci o invenție care să ne scoată din acest costum care e lipit de corpul nostru. Ai înțeles? Nu știu chiar ce trebuie să facem. M-am gândit cu ceva cu inelul, să inversăm vraja, să se facă înapoi, dar nu știu dacă o să funcționeze. Cristinel, ideea este că tu trebuie să iei inelul ăla și să faci o vrajă cu el fix înainte să devii infectat, pentru că altfel o să pierdem speranța, ai înțeles? Dar trebuie să iei un inel. Dacă pe Oana. O vezi pe Oana, trebuie să-i... Fii atent, Crisnel. O să-i spunem Oanei că ai renunțat și că o să-i accepti inelul. Și hai, eu o să-l iau pentru tine și o să-l dau fix când ești gata pentru vraj, ok? Ai înțeles? Hai să facă el. Oana, l-am luat pe Crisnel, l-am prins. Hai că am creat jocul nostru, hai să ne jucăm cu el. Ai creat jocul, ce tare. Inel, exact. Oana, dă-ne un inel, ce mai infectat inel pe care l-ai. Ai vreun inel super infectat? Să-l infecteze pe Crisnel în 2 secunde sau ceva, nu-i așa, Crisnel? Da, exact. Da. Ah, ok, să... Nu să te mănânc. Mamă, nu-mi place. Să ne jucăm. Oh, nu. Astea sunt inele infectate. Exact. Să se joace. Uite, exact, Crisnel, ia-te după mine. Uite, ne jucăm, Ia uite ce tare. Ia uite. Păi nu, eu le iau. Stai că acum trebuie să le aruncăm aici, bam, le aruncăm. Mă, ok, perfect. Ce am făcut? N-am făcut nimic. Cum adică? Așa, bravo. Ai grijă. Crisnel, să nu iei vreun inel, ai înțeles? Ok. Ce zici că trebuie un borcan? Da, trebuie un borcan. Borcan, da. Ok, Ștefan, du-te și șerei cel mai infectat inel. Cel mai infectat inel, du-te și șerei, ok? Crisnel. Bine. O să mergem și o să se aducem un borcan. Hai, vino după mine. Nu lua inelul ăla, ai grijă, nu intra în el. Crisnel, ești unica noastră salvare, ai înțeles? Da. Haide, vino, mama, ai grijă cu inelul ăsta, îl iau eu, ok. O să mă duc la tine acasă, că trebuie să ai borcane la tine acasă, că tu ai slavantul aici. Da, sigur, cred că mai am venit acolo de la niște castraveți omorați. Doamne, ok, haide, intra aici și... stai, bă, nu, tu rămâi lângă mine, nu te eliberezi pentru că o să te mărâni mai târziu. Nu, Crisnel, stai. Crisnel, o stau aici și te rog, fă cât mai repede, ok? Nu, liniște, stai. Da, Oana, ce s-a întâmplat? Păi cum, adică, unde l-ai văzut? Păi nu l-ai văzut, nu e sus, nu e, Oana, nu e sus, Oana, nu e sus. Este pe lângă casă și a fugit-o, mai acum, tocmai ce a fugit. Îți jur, l-am văzut. De cine ești legat? De Ștefan sunt legat, avem legarea prieteniei. Legarea prieteniei. Nu e Crisnel ăla. Nu, Crisnel, borcanul, du-te, ia borcanul, repede, ia borcanul, trucezi de aici, ia borcanul, repede. Stai departe, iau eu toate inelele, iau eu tot. Ai luat borcanul, Nu, spate, nu. Nu. Oana, termină, nu mai dai inele, nu. Trebuie să fim toți la fel. Cred că mergi și într-o sticlă, nu știu. Nu, Crisnel! Bine, o să-l pun! Bun, ok, am făcut poțiunea! Nu-i da! Nu, Crisnel, nu lua inelul! Nu, eu nu mai am loc! Nu! Crisnel! Bravo! Cum adică bravo? Ești nebun, Ștefan? Stai, nu, Ștefan! Dar cu tine ce se întâmplă? Ce vrei, mă, ce vrei? Crisnel! Sonic! Nu! Nu, poțiunea! Nu știm... Da. Poțiunea secretă. Ce poțiune e aia? Poțiunea asta
Este o poțiune făcută din inelul infectat care ar trebui să funcționeze, ce? Să devenim înapoi, dar cine zice că o să folosesc, nu? Păi nu folosim normal. E logic, da, nu folosi. Nu e așa, nu o să devenim. Adică s-o folosesc. Și Sonic, cum adică s-o folosesc? Dă-mi mie cord, dă-mi mie cord. Exact, nu trebuie să o folosim. După ceva timp o să știe el cine. Uite, dă-o lui. Să-i o dau lui? Nu să-i o dau lui niciodată. Da, 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 păi el o arde. Nu o să o ardă. Eu nu am încredere în el. Tocmai ce a fost făcut. Înseamnă că încă are... Păi dă-mi mie, ești cel mai vechi aproape. Nu, 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 mai nu. Eu sunt cea mai veche. E poțiunea mea și a mea, e doar a mea. E... Nu, plecați de lângă mine, ciudaților. De ce vrei tu poțiunea mea? De ce vrei poțiunea, zi? Pentru că eu sunt cea mai veche. Așa, și dacă ești tu cea mai veche, ce? Eu sunt cea mai de încredere. Nu-mi pasă, e poțiunea mea și atât, ai înțeles? Nu, suferitule. Poate vrei să o arunc acum, uite, pe jos o arunc, ce spui? Dacă o arunc. Nu, pe jos, arunc un foc. N-ai tu pe eu, sparge-o. Să sparg? Să sparg între noi? Să nu aibă nimeni. Nu. Ca să nu aibă nimeni. Da, sparge-o, nu știu. Sparge aici. Poțiunea. Stai. Că nu te cred că o spargi. Cristina, l-ai devenit și tu? Nu, nu, nu. Sparge-o. Să sparg? Ca să nu aibă nimeni. Adică la ce te referi, Ștefan? Nu știu despre ce vorbești. E prea multă presiune pe mine, nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac. Nu, dă-mi mie, dă-mi eu. Să-ți-o dau? Sparge-o. Nu. Mă, ce? Unde sunt? În chestia asta de la care a început totul și... Sunt normal, yay! Totul e ca nou. Cred că și prietenii mei sunt bine, nu știu, trebuie să mă duc să-i caut, dar ideea este că... Am scăpat de virusul lui Shin Sonic.